Hei, salutare fraților, eu sunt Rană și astăzi continuăm cariera cu FC Barcelona. Bă, vă place nespus de mult această carieră și văd că îmi lăsați totdeauna comentarii pozitive și asta îmi face foarte, 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 foarte mare plăcere. Stai să aprind un pic și lampa asta. Așa. Și vă spuneam că îmi face foarte, foarte mare plăcere, de aceea o să încerc să continui cât mai mult, bineînțeles, această carieră. Vor fi și vreo 2-3 persoane nemulțumite cu siguranță, dar majoritatea mă apreciază pentru ceea ce fac și le mulțumesc de aici din sufletel pentru toate aprecierile, pentru toate like-urile și pentru toată susținerea pe care mi-o acordă la fiecare episod. De aceea, fraților, haideți să reușim să strângem și pentru acest episod 150 de like-uri. Hai să nu mergem foarte sus, 150 de like-uri pentru acest episod. Haideți să vedem dacă apăsați și voi butonul ăla de like. Pe mine, nu știu, îmi place să văd că mă susțineți și să văd că vă place ceea ce fac și mi-arătați chestia asta dând un simplu like. Cu atât mă ajută pentru mine așa, pentru sufletelul meu, să zic. Așa că apăsați butonul de like și de această dată, haideți să ajungem, repet, la 150 de like-uri sau poate chiar mai multe. Ok, fraților, asta fiind spuse, haideți să trecem noi la cariera noastră. Avem match cu Manchester City în 16-mile cupei campionilor în Champions League. Trebuie să pregătim echipa, bineînțeles. Neymar este un pic obosit, îl punem pe Insigne. Punem pe Dybala, punem pe Aubameyang, punem pe Messi, care și el vedem că este un pic obosit. Gomes a făcut 90. Bă, ce bine evoluează Gomes, mă, frate, mă. A făcut deja 90, nebunul. Foarte bine crește Gomes. Punem și pe Laport cu Jimenez în apărare. Punem pe Carvajal aici pe dreapta. Punem pe Donnarumma în poartă, care are 88. Oricum, senzaționali jucătorii. Senzaționali. Dar ia să pregătim noi și banca de rezerve. Vreau să-l pun pe Neymar acolo să fie. Unde este Neymar? Neymar aici. Punem în locul lui Dembele. Lăsăm pe Icardi în caz că vom avea nevoie de un atacant, pentru că este doar el. Punem aici pe Sanchez în locul lui Saul. Piqué punem pe... Dar nu mai am pe cine să pun, așa că lăsăm așa. Asta va fi formația pentru meciul cu Manchester City și haideți, bă, băieți, să-i dăm bătăi, dar vreau să mă uit ce meci urmează. Avem meci cu City, suntem în martie, apoi cu Granada. Am avea un pic acolo 4 zile să ne odihnim, după aia meci cu Sevilla și după aia încep și meciurile de națională. Ați văzut că avem acolo un meci cu România pe care cel mai probabil o să-l joc. Dar, hai să mergem la meciul nostru cu Manchester City și să încercăm, bineînțeles, să-l câștigăm. Dar, de fapt, avem 4-0 la ei acasă. Avem 4-0 la ei acasă, atât. Haideți, fraților, să mergem spre o nouă victorie cu Manchester City. Am câștigat lejer acasă la ei cu 4-0. Practic, am făcut ceea ce a făcut Barcelona în realitate, doar că Barcelona a jucat acasă și noi am jucat în deplasare. Același scor, 4-0 cu City. Senzațional scorul. Să vedem aici pasa, puțin în spate pentru Jimenez. Pasăm mult aici Dybala și el un pic am retras aici la faza asta. Să vedem pentru Messi. Ba nu, este pentru Carvajal acum. Cercăm către De Bruyne, trece mingea, dar Otamendi. Intervenție rapidă și bună. Hai înapoi. Hai acum, rapid, bun. Hai din nou către Dybala. Hai Dybala. Bine Dybala. Hai Dybala, nu cred. Rulli scoate. Bă, ce scoate Rulli ăsta, mă, tati, mă. Bună ocazie aici. În sfârșit dăm și noi un prim semnal de alarmă lui City, că nu așa se joacă cu Barça. Nu așa se joacă, nu faci tu ce vrei, tati. Cam în spate către Messi, dar e bine. Hai Aubameyang. Hai Aubameyang, te-am văzut. Bine Aubameyang, hai de tati. Haide, mă, te-ai cam oprit, mă, de ce? Haide, Messi. Oh, Doamne, ce intervenție bună a lui Otamendi, prin alunecare. Riscant, dar bine. Hai să vedem aici. Andrei Gomes, forfecă, nebun. Oh, Doamne,
frumoasă încercare de execuție a lui Andre Gomes și uite că încă nu se pune punct. Încă nu se pune punct acestei prime reprize. Să vedem Insigne. Insigne cu centrarea Aubameyang. 1-0! 1-0 pe final de repriză. Ce bine acolo Insigne a tăiat cu un bărba speed și o centrare perfectă pentru Aubameyang, care nu i-a lăsat nicio șansă portarului. Ce bine a dat cu capul aici Aubameyang. Frate, ce frumos! Ce frumos să dai lovitura pe final de repriză. Foarte bine, bă, băieți, foarte bine. 5-0 la total. Incredibil. Nici o șansă pentru City să mai recupereze. Asta a fost pentru voi, tati. Îmi pare rău. Îmi place Manchester City ca echipă. Nu este preferata mea, dar este o echipă drăguță și chiar îmi place. Dar asta este. Și Dybala și el cu un bărba spin. Oh, de ce așa? De ce așa, Dybala? O pasă mai bună trebuia acolo și puteam face rapid 2-0 aici. Vedem că trebuie Aubameyang. Bine. Tot Aubameyang rămâne. Din păcate n-a fost pasa bună acum Aubameyang. Hai, Sterling, hai să te văd. Oh, frumos, m-a lăsat în spate. Hai, Carvajal, că ai viteză și tu. Hai, Carvajal. Bine aici. Bine. Hai. Hai de la port. De Bruyne se întoarce și el bine. Să vedem execuție bună! Rulli scoate! Bine a dat aici De Bruyne. Hai să vedem această centrare a lui Messi, Andre Gomes! Oh, din nou va fi corner. Sau se dă offside. Lol, s-a dat offside la Dybala. Hai așa, tati, hai. Hai să-i prindem. Hai către Aubameyang. Hai rapid către Dybala. Hai Dybala. Nu cred! Deci nu cred așa ceva, nu cred că este posibil așa ceva. Mamă, frate, iar m-au blocat când să dau șutul. Bă, sunt incredibil ăștia, mă. Sunt incredibil, frate, și Gundogan ține 3 după el acolo. Sterling deposedat. Andre. Da, se termină aici, fraților, doar 1-0, dar este bine și așa. Multe faze blocate la final. Au avut mult noroc, să zic așa, pentru că fundașii au făcut o treabă excelentă. Fundașii lui City au făcut o treabă excelentă și trecem lejer de City. Vom juca cu cine jucăm, pentru că nu-mi dau seama. Paris Saint-Germain 1-1 cu Borussia, nu știu cine a trecut la penalti. Juventus a trecut de Tottenham. Benfica trece de Atletico Madrid, incredibil. Lyon de Valencia, Bayern de Arsenal și Chelsea cu Real Madrid 1-1. Cine a trecut? Trebuie să vedem cine a trecut mai departe. Chiar sunt curios să văd cine o fi trecut mai departe dintre acele meciuri, pentru că au fost meciuri tari. Doar meciuri tari au fost în acest 16-im de Champions League. Și hai să ne uităm un pic la poartă aici, să vedem ce ne-au adus scouterii noștri. Sper să vină de data asta cu ceva bun, pentru că în ultimul timp cam jucătorii slăbuți. Ăsta deja a plecat la altă echipă. Ăsta și ăsta era super. Uite, 78-94 potențial. Era super bun ăla. Din păcate, ăia bun, nu știu cum, mi-o iau alte echipe în față. Nu înțeleg cum scouterii mei de 5 stele nu reușesc să-mi aducă rapoarte mai repede decât alte echipe. Nu știu. Dar în fine, v-am spus, în ultimul timp destul de slăbuți cu rapoartele de la scouteri. Jucătorii buni sunt mereu luați, iar noi rămânem cu petărzi din alea care n-ai ce face cu ele și normal că nu îi aduc la club, pentru că nu are sens. Nu are sens să aduc de ăștia slăbuți. Hai, mă, băieți, mă, niciunul bun, mă. Bă, frate, bă, niciunul bun, mă, nimic. Nimic în ultimul timp, nu mai vărzat. Carvajal mulțumește și Hector Bellerin vrea să discutăm salarii. Vrea să discutăm de cash, money. Hai să mergem la contracte, atunci să discutăm unde este, mă, Bellerinus. Hector Bellerinus, unde e Hector Bellerinus? 101.500, cât vrea? 130.000, bă. Vrei o mărire cam așa măricică, dar hai să-ți dăm 120.500, încercăm să scoatem ceva de la el. Și îmi spusese cineva că lui Neymar trebuie să-i dau mai mulți bani, ca să nu mai facă figuri. Îi dăm 550.000, un an și jucător crucial, și 5% pentru gol. Hai să vedem dacă acceptă și poate nu mai face figuri că vrea să plece de la echipă. Așadar, avem meci cu Granada în campionat și apoi urma meci cu Sevilla tot în campionat, așa mi-aduc aminte. Ce facem?
îl jucăm sau nu îl jucăm, pe ce loc este Granada. Dacă noi suntem primii 10, s-ar putea să-l simulez. O, Granada penultimul loc, nu cred că are sens să joc meciul ăsta. Dar voi pune, îl punem pe Coman aici pentru că îl ținem pe Neymar pentru meciul cu Sevilla. Punem pe Icardi care a făcut 86. Punem aici pe... Hai să-l punem pe Neymar, mă. Hai să facem așa, Icardi cu Neymar. Punem acolo, Dembele aici. Aici punem pe Xhaka cu Gomes, Bellerin și Piqué cu Umtiti în apărare. Unde? Aici, ok. Aici punem pe Saul care a mai făcut, a mai jucat pe poziția asta și punem și pe portarul nostru de rezervă, Falke, în poartă. Hai să simulăm meciul cu Granada, să vedem ce iese, bă, băieți. Jucăm la ei acasă, sperăm că vin cu o victorie băieții ăștia ai noștri. L-am pus și pe Neymar acolo în atac, sper să facă treabă. Și hai să vedem, Coman marchează, Perez egalează foarte rapid, 1-1. Hai bă băieți, hai bă băieți, hai bă băieți. Carvajal în locul lui Bellerin, Coman face dubla, 2-1, la port în locul lui Saul. Ha, bă, băieți, Coman triplă, holy shit, Coman dezlănțuit la acest match. Triplă Coman și se termină 3-1. Match foarte bun pentru Coman, Kingsley Coman, francezul, foarte tânăr, îl avem și aici. Nu l-am pus, mă, la antrenamente pe Coman? Cum, bă, de ce nu l-ai pus, mă, pe Coman, mă? 21 de ani. Să-l punem sau să-l ținem pe Cianu ăsta? Hai să-l punem pe Coman, tati. Hai să-l punem la ceva hard. Punem la un dribbling ceva hard. La un ce-l punem? Sau îl punem la... No. Advanced free kicks. Timing the penalty. La ce să-l punem pe Coman? Să-l punem la Beater Man. Hai să vedem cum se descurcă la Beater Man. Punem și dăm simulare. Hai să vedem. Pe Donnarumma l-am pus la un bronz acolo, la un silver, pardon, pentru că nu prea mai avea sens să-l țin acolo la hardul ăla, la one-on-one goalkeeping, pentru că avea atributele foarte mari. Și Coman le are un pic mari, dar văd că a luat B, nu e tocmai rău. Sanchez a luat și el B, dar nu prea crește. Dembele se apropie de 83, destul de ok. Hai să dăm advance, poate mai dăm ceva. Oh, trebuie să facem echipa pentru... Da. Să convocăm pe Marțial, tati, să-l convocăm pe Marțial, totuși. Cum schimb oare? Ribery. Și-l punem pe Marțial, ok. Paie și Marțial pe partea aia, CIE, Matuidi, Diara, Coquelin, Nzonzi și pe cine mai avem? L-avem și pe Dembele. Mamă, o grămadă de jucători aici. Uitați cât sunt. Areola, Cozielo, Kanté, Diara și l-avem pe Matuidi, CIM. L-aș aduce pe Cozielo ăsta care mi se pare că e și tânăr. Hai să vedem, mi-arată câți ani are. 22 de ani. Bă, interesant Cozielo ăsta, nu știam de el. Griezmann, ce atacanți mai avem? Dar cam ăștia ar fi atacanții, cred că ăștia știi mai bun. Pe dreapta... L-aș pune și pe Dembele, ce-i drept, în locul lui Sissoko, unde este Dembele, așa. Și pe apărare, pe cine avem noi? Avem pe Debuchy cu Sania, Tremulina, Koscielny, Varane. M-aș uita un pic după ceva right back din ăștia și un left back. L-avem, uite acolo, pe Digne, care este foarte bun și a revenit, dar nu e, e accidentat, mă, stai, mă, că e accidentat. Dar, păi știam că e la mine la Barça și știam că e accidentat, mă, și... Mă, și gândeam, bă, da, și-a revenit din e, dar nu și-a revenit, l-aducem pe CDB și în locul lui Sania sau de Buchi, de exemplu, în locul ăsta, n-avem și noi un right back bun, avem pe Corchia, hai să-l punem pe Corchia, asta îl convocăm și pe el și dăm submit squad, ok, hai să dăm advance, urmează match cu Sevilla, tati, o grămadă de mesaje. Neymar acceptă, dar Bellerin nu acceptă. Ok, o să-i dăm 130.000, nu-i cu problemă. Ok. Și Marcus Rashford se întoarce și el în sfârșit din accidentare. Ne-a
s-a schimbat un meci și am luat 5.500.000 pentru că am ajuns în optim pentru transferuri, bineînțeles. Vedem că și Rashford este convocat, De Bruyne și el, Dembele este convocat pentru că, bineînțeles, l-am convocat noi, Umtiti și Laporte convocat și ei, Sanchez convocat, Messi convocat, foarte mulți jucători de la Barça care sunt convocați și asta ne face plăcere, bineînțeles. Și uitați acolo, vedeți că urmează meci cu România pe care cred că îl voi juca, vreau să joc. Deci, Messi vrea să joace și sigur va juca pentru că de asta l-am și ținut pe bancă. Punem pe Messi aici, punem pe Neymar cu Coman și aici, punem Dybala, Aubameyang, ok. Punem pe Gomes, punem pe Verratti că n-a mai jucat săracul de ceva timp. Du-te mai aici, Alba, Laporte, Jimenez și Carvajal și bineînțeles Donnarumma în poartă. Cu echipa asta mergem să câștigăm la Sevilla. De fapt la noi acasă, stai că suntem acasă. Avem în continuare 4 puncte față de Real. Ia să vedem să mai schimba ceva pe aici. Nu, 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 nu. Vasquez a ajuns pe primul. Bă, marchează Vasquez la într-o veselie, tati. Și hai să vedem. Alegem echipamentele astea. Legendarii, 5 minute. Avem nevoie de victorie. Hai să vedem, bă, băieți, ce iese. Ei da, ne pregătim să jucăm contra Sevillei acasă. Hai să vedem, bă, băieți, reușim oare să luăm cele 3 puncte și astăzi. Avem cele mai multe goluri reușite în La Liga, 60 de goluri cu 13 mai mult decât Real Madrid. Practic marcăm destul de mult și asta îmi face plăcere. Suntem pe primul loc la goluri marcate și dacă nu mă înșel, suntem pe primul loc și la goluri primite, dar nu vreau să spun o prostie pentru că nu m-am mai uitat eu la tabelă acolo să văd exact. Oh, bun aici, Alba s-a complicat un pic, dar a reușit până la urmă să facă ceea ce și-a propus. Dybala. Oh, oh, Dybala. Oh, fuck. Trebuia să mai încerc o pasă către Sanchez. În careu acolo și probabil reușeam să marchez foarte rapid, dar în fine, hai să vedem aici. Ibora, Ben Yedder. Ce caută ăsta? Parcă e fundaș Ben Yedder ăsta. Wow, ce șut! Mamă, din pușcă a venit șutul ăsta lui Zonzi. Haide mă, Obami, Andre Gomes. Oh, nu cred! În Aubameyang, dar ce face Aubameyang? 1-0 după ce Andre Gomes l-a lovit cu acest șut. Mult noroc aici, ce-i drept. Poate mergea bine și șutul lui Gomes. Nu știu sigur dacă îl înscria, dar bine se ducea el. Oricum, fază destul de norocoasă. Haideți să revedem. Bum, îl lovim cu șutul, apoi Aubameyang împinge un pic mingea pe lângă portar și deschide scorul în minutul 13. Pierre-Emerick Aubameyang, jucător senzațional, n-am ce să-i reproșez, este senzația acest jucător și curând probabil o să-l vedem în topul marcatorilor pentru că marchează destul de mult și ar trebui să fie și el acolo în clasament, chiar dacă a venit după jumătatea sezonului la Barça, deci a pierdut foarte multe meciuri. Hai bine Carvajal, bravo bă băiatule! Hai să vedem către Verratti, bun, hai! Hai cu contraatacul! Hai cu contraatacul către Aubameyang! Aubameyang! Bun! Verratti! 2-0! Ce fază frumoasă, bă, băieți! Ce fază frumoasă, bă, băieți! 2-0! Minutul 21, foarte rapid! Aceste două goluri, dar fazele astea au fost senzaționale! Ce frumos, pasă frumoasă lui Verratti, iar apoi Aubameyang schimbă din nou, pasă către Verratti, uitați ce frumos se duce el în careu acolo și cere pasă. Eu l-am văzut foarte bine și l-am servit cu o pasă perfectă, iar Verratti ne-a răspuns cu un gol foarte bine, 2-0, sunt foarte mulțumit de randament. Deci bă, cariera asta e senzațională, frate, cariera asta e senzațională, n-am ce spune. Sunt senzaționali jucători, hai să vedem aici către Aubameyang, tot el la minge. Aubame s-a cam pierdut cu preluarea asta, dar hai să vedem aici. Aubame împins un pic acolo, ce-i drept. Să vedem aici, Jordi Alba, Vitolo. Pasă greșită, Verratti încearcă să treacă. N-a făcut-o tocmai bine acum. Oh, nu cred. Luăm gol aici.
O fază încurcată și pentru cei de la Sevilla s-au încurcat și ei minge și uite că asta i-a ajutat. Uite acolo. Haide, bă, frate. Și execuția asta, nu știu cum s-a dus, ușor printre picioarele lui Donnarumma. I-a trecut pe lângă picioare, nu știu. N-a avut reacție la faza asta Donnarumma, dar asta este. Hai să vedem aici. Andre Gomes! Bă, de ce se duc așa încet, mă, șuturile astea? Să vedem aici către Obami. Hai să vedem Verratti, taie Verratti. Dar îl vedem pe Dybala! Oh, Doamne, are tendința să ridice mult mingea Dybala, nu știu. Să vedem aici. Verratti. Andre Gomes! Rico scoate, bă, cum scoate Rico ăsta, mă. Incredibil. Am avut șansa aici în două rânduri să facem 3-1, dar portarul, odată portarul și odată transversala i-a salvat. Au noroc cei de la Sevilla, ce să faci? Asta este treaba. Da, se termină aici prima repriză, 2-1 până la urmă. Am avut ocazia să facem 3-1 pe final de repriză, însă n-a vrut să intre mingea. Odată s-a dus în bară și odată portarul a făcut un salt miraculos acolo, a scos acel șut al lui Andre Gomes. Vedem aici, se dă fault și este adevărat, adică avea dreptate arbitrul. Vedem aici către Neymar, care a rămas jos acolo la această fază. Hai să vedem către Verratti. Hai, Andre. Bun. Hai, Obami. Hai. Bun. Hai, Andre. Bun aici către... Hai către Jordi. Hai cu centrarea în careu. Obami! Aubameyang, aproape să marcheze din nou cu capul. Și haide, bă, băiatule, bă, când să-i dau pasă, mă, uite și tu ce mă enervează chestia. Of, Doamne, nu trece pasul ăsta printre. Acum foarte bine Verratti din spate. Hai rapid către Dybala, hai Obami. Haide, bă, băiatule, bă, bine, bă, băiatule. 3-1 până la urmă, mama ei de treabă. În sfârșit, 3-1. Ce bine. Ce bine aici Obami s-a dus, a așteptat ca mingea să se scurgă și apoi a făcut ce a trebuit, a intrat în careu și l-a executat pe portar cu un șut în forță. N-a fost foarte plasat, dar a fost un șut în forță și cam l-a lăsat fără reacție pe portar, nu se aștepta cred că la un asemenea șut. Și noi facem 3-1, bă, băieți, în sfârșit reușim să mai spargem o dată gheața. Obami, bun aici către Paolo Dybala, hai să vedem. Marchează, 4-1, bă, băieți. Ce să mai, jocul nostru este atât de frumos. Îmi place la nebunie cum jucăm. Uite ce frumos i-a dat acolo Aubameyang și Dybala. Execuție perfectă. Bravo, bă, băiatule, și tu în sfârșit ai mai marcat, pentru că nu prea a reușit până acum Dybala să se impună pe tabela marcatorilor. Marchează destul de rar. Deși este un jucător foarte bun, chiar îmi place foarte mult Paolo Dybala. Este unul dintre preferații mei de la Juventus, așa că înțelegeți și voi că îmi doresc ca el să marcheze. Dar 4-1, foarte bine, n-am ce spune. Haide. Nu, ce execuție! Tremulina sau am văzut eu prost? A dat fundașul Tremulina aici? Sunt curios să văd. Hai să vedem. Mamă, ce execuție a reușit, bă. Să vezi că a fost Tremulina. Da, ce vă spuneam eu? Tremulina marchează 4-2 până la urmă. Meci frumos aici. Am luat două goluri. Nu se întâmplă foarte des să luăm noi două goluri. Dar uite că le-am luat acum și totuși câștigăm cu 4-2. Meci foarte bun pentru noi oricum. Și trecem... Ne menținem acolo pe primul loc, ce să mai, hai să vedem ce a făcut Realul, sunt curios, a câștigat sau s-a împiedicat. Deci Real are un meci în urmă, are un meci în spatele nostru și trebuie să vedem ce vor face. Dăm simulări din nou aici la antrenamente, hai să vedem Coman, oare crește, a luat doar de. Dembele însă face 83, Donnarumma crește un pic, Falke s-a cam oprit și el acolo la 72. Slăbuț, Sanchez al nostru nu prea crește și avem meci cu România. Da, sunt meciuri amicale într-adevăr,
Dar cu asta cu România, având în vedere că sunt român și voi sunteți români, o să jucăm meciul cu România. Hai să pregătim echipa naționalei. Griezmann este un pic obosit, o să punem aici pe Benzema și el obosit. Bă, sunt toți, îl punem pe Martial atunci. Pogba, overall 92, foarte bine pentru Pogba. Cât are? 24 de ani, parcă. 25, pardon. Și pe cine am mai adus eu? Am mai adus eu aici pe cineva pe dreapta. Corchia și aici. Dembele, îl punem pe Dembele. Paie, lăsăm pe Paie, pentru că am văzut că vă place vouă Paie. Și lăsăm pe Paie așa. Koscielny sau lăsăm pe Laporte? Laporte a jucat. Hai să punem un pic pe Koscielny, chiar dacă este bătrân aici. Punem pe Matuidi. Și hai să vedem, bă băieți, ce este la acest meci cu România. Sper să facem un meci bun. Haideți să jucăm, jucăm și acasă. Ia să vedem noi ce iese. Așa, luăm echipamentul ăsta în roșu pentru România, iar pentru Franța albastră. Albastru, pardon. Legendary 5 minute. Hai să dăm play match. Ei bine, dragi prieteni, urmează un meci frumos pe Parc des Princes, stadionul Franței. Haideți să vedem, jucăm contra României. Oare vom face scor aici cu România? Este probabil să fie așa, pentru că echipa noastră, din păcate, nu este o echipă de top, deși ne amintim mereu de Marea Națională a României cu Gică Hagi, cu Popescu, cu mulți alții. Și sperăm să revedem acea creștere. Se pare că jucătorii noștri, cel puțin deocamdată, nu prea sunt în stare să facă chestia asta. La Cazet! Foarte simplu, foarte simplu și foarte rapid. La Cazet marchează minutul 4. Bă, nici nu mă așteptam să marchez așa de repede, sincer. Dar Alexandre La Cazet marchează cu un șut de pe loc. Un șut de pe loc plasat la colțul lung. Tătărușanu, fără reacție, săracul Tătărușanu. Asta este, bă băieți. Îmi pare rău, dar uite că dacă marcăm așa de rapid, s-ar putea să iese scor aici. S-ar putea să facem scor mare cu România. Asta este, îmi pare rău pentru naționala noastră, dar este un meci amical până la urmă. Hai să vedem. Tânărul Dembele încearcă către La Cazet. N-a fost atent La Cazet acolo, dar se dă și offside sau fault în atac. Posibil și fault, că a fost o ținere acolo, am văzut eu, al lui La Cazet, și posibil că s-a dat și fault. Hai să vedem aici Matuidi. Bun. Să vedem ce pasă bună către Anthony Martial. Anthony Martial, 2-0. Minutul 17. Anthony Martial marchează și el și facem 2-0 destul de rapid, bă băieți. Uite cât culoar acolo, cât spațiu pe mijloc. Și ce execuție pentru Anthony Martial. 2-0 rapid. Îmi pare rău, dar ăsta este jocul. Ăsta este jocul, bă băieți. Să vedem Pogba, ce sprint bagă Pogba. Pogba se ciocnește. Și ce face acolo? La Cazet! Tătărușanu scoate bomba lui La Cazet. A fost o bombă asta. Era bine dacă era și Pogba acolo. Aoleu, prea tare centrarea. Da, și iese în afara terenului. Va fi aruncare de la margine pentru România. La Cazet, frumos. La Cazet! Va fi corner. Ba nu, Tătărușanu scoate salvator acolo și probabil se va fluiera, da. 2-0 la sfârșitul primei reprize. A fost asediu oricum la poarta României. Nici nu avea cum să fie altfel. Joacă totuși cu Franța și Franța în momentul de față are niște jucători senzaționali. Deci Franța are o grămadă de jucători senzaționali, cum ar fi La Cazet, Griezmann, Pogba, Matuidi și Hugo Lloris. Nu știu, are o grămadă. De pe orice post au jucători buni ăștia. N-ai ce face, frate. Au jucători și se vede chestia asta. Cum, ce pasă aici, aproape să ajungă mingea. Să vedem această pasă către Dembele. Pogba! Până la urmă trag și șutul ăsta cu Pogba, dar uite că n-a fost un șut tocmai bun. A fost un șut din întoarcere, ce-i drept. Și era greu de reușit. N-am reușit să-l transform. Să dăm... Oh! Dembele, unde ai dat-o, mă? Hai să vedem, aruncăm către Dembele, acum către Pogba. Hai să vedem, vine șutul lui Pogba. Vine șutul lui Pogba, tătă scoate.
Scoate Tărușanu acest șut al lui Pogba. Hai să vedem, dăm aici către Dembele. Bună centrare! Scot de acolo românașii noștri. Se descurcă cât de cât până acum pe apărare. Nu au făcut mari greșeli. Hai să vedem, Găman, pasă bun aici, Andone, și nu are așa de mare viteză normal. Nu știu cum aleargă el așa de bine astăzi. Astăzi se pare că dă 110% din ceea ce poate. Oh, aici greșesc cu Dembele, Ștefan Radu face și el un meci bun. Dembele nu reușește să-l ajungă pe Radu. Se termină doar 2-0 cu România, destul de bine pentru ai noștri, pentru că uite, n-au luat multe goluri. Au făcut un match destul de ok, dar era de așteptat că nu vor câștiga cu Franța totuși. Franța este Franța și avem match cu Danemarca. Hai să vedem noi ce jucători punem în atac. Îl punem pe Griezmann, punem pe Benzema, aici punem pe... Să punem pe Ben Arfa, aici punem pe Cozielo, aici Schneiderlin, CDB, Laporte, Varane și Sania. Și aici în locul lui Paie, punem pe Fekir. Hai să punem pe Fekir. Și hai să vedem, bă băieți, o să simulez meciul cu Danemarca, pentru că este internațional de ăsta amical. Nu prea mă interesează prea mult, ce-i drept. Și hai să vedem ce se va întâmpla la acest meci. Îl simulăm, vă reamintesc, jucăm acasă la Danemarca. Hai să vedem. Hai să vedem. Hai bă băieți, nu marcăm și noi ceva, hă? Schneiderlin ia galben minutul 26. Se accidentează cineva de la Danemarca, dar încă nu reușim să marcăm și suntem în minutul 60. Deci am impresia că se va termina 0-0 acest meci? Nu știu. Am eu impresia asta. Eriksen ratează și penalti de la Danemarca, nu cred, 0-0. Cu Danemarca, rezultat neașteptat și văd acolo că urmează un meci nebun cu Real Madrid. Va urma un meci nebun cu Real Madrid, dar cel mai probabil îl vom disputa în meciul în episodul viitor. Bă, notele sunt bune, dar nu cresc ăștia, nu știu care-i treaba, bă, frate, iau note bune și totuși vezi că abia cresc. Nu știu eu care-i treaba cu ei, dar în fine... Coman vrea să joace cu Realul și nu știu ce să fac, pentru că l-avem și pe Neymar și dacă nu-l jucăm pe Coman se va supăra. O să văd, m-am dus la MyCareer, vreau să mă duc la contracte, să-i dau lui Bellerin mai mulți bani. Unde este Bellerinus? Bă, nu mă las încă să negociez, uite și tu. Și da, avem meci cu Real Madrid, trebuie să vedem pe cine punem, lăsăm pe Dybala acolo, Neymar. Fac. De ce așa de greu? Să-l punem pe Ceaca, care n-a mai jucat de mult, săracul. Carvajal un pic obosit, pune pe Bellerin. La port, Jimenez, bun. Da. Unde să-l punem pe Coman, tati? Unde să-l punem pe Coman acum? Icardi și-ar dori, cred că și el, să joace. Hai să-l punem un pic în locul lui Aubameyang. Hai să-l punem aici și punem și pe Coman. Hai să facem așa. Haide, bă, să vedem ce iese. Dar de fapt oricum las așa, pentru că am zis că jucăm în episodul următor acest match important cu Real Madrid. Nu am pus cei mai buni jucători, dar aproape cei mai buni. Și da, vedem ce iese în episodul următor. Dacă v-a plăcut acest episod, fraților, nu uitați să dați un like, să dați un share și să vă abonați. Eu am fost Runner și vă mulțumesc ca de obicei că m-ați urmărit. Ne vedem. Ciao.